Comunitatea în dreptat digital m-a ajutat să am o legătură foarte apropiată cu elevii mei și chiar și cu părinții acestora. Una dintre cele mai mari reușite a fost faptul că am putut să implicăm părinții, să vadă că digitalizarea nu este doar a te juca pe telefon, adică este și a capta noi informații, a deveni mai creativ chiar. Cea mai mare provocare a fost atunci când am folosit, chiar la una dintre inspecțiile pe care le-am avut la clasă, aplicația Kahoot, unde ei au răspuns foarte bine și erau foarte nedumeriți de ce au dat răspunsul corect, dar nu sunt pe locul întâi. Ca apoi să le explic că, de fapt, trebuia să fie și mult mai rapid pentru a fi primul. Mă simt egalul copiilor, egalul elevilor mei. Mă simt foarte aproape de ei, mă simt atrasă de ce perseverăm mai mult, de aceea se leagă mai mult activitatea una de cealaltă, implică toată clasa, toți copiii, plecăm de la o idee, o dezvoltăm neașteptat de mult. Cred că să fie mai uniți, să fie mai, să se ajute reciproc, să fie creativi, să fie chiar apropiați cu alți copii cu care nu au fost la fel de apropiați. Își dau idei unii altora și spun tot felul de fiecare ce a reținut, sunt foarte, foarte legați. Prin joc, poate. Prin o stare mai bună la oră, la clasă, și atunci când greșim suntem veseli, nu o luăm ca pe o greșeală, o luăm ca pe o provocare și putem merge mai departe, mult mai ușor. Față de atunci când am stat să scriem și am vedea că am greșit, am tăia, am șterge, diferite alte preocupări. Foarte bine. Deja când anunț o temă de genul acesta, nici nu le dau toată informația, o mică parte, trece mai departe, ce mai urmează, ce mai urmează, la finalul activității, ați vrut, doamna, să ne faceți și o surpriză. Bineînțeles, să vedeți la final unde am ajuns cu toată informația primită anterior. Ar avea copiii o mai mare atracție față de oră. Adică deja în momentul când folosești, ei vin relaxați, vin cu o altă stare. Viitor.